Hobitul, capitolul 17. Nori se slobot. Trâmbițele răsunară în tabără la primele ceasuri ale dimineții. Un sol, unul singur, se apropia în pas alergător pe poteca îngustă. Se opri la oarece distanță de poartă, îi salută pe cei din spatele zidului și întrebă dacă Thorin binevoia să primească alți trimiși, întrucât se aflaseră vești noi, care înclinau altfel balanța. Ăsta trebuie să fie Dain, spuse Thorin, auzind solia. Au prins de veste că vine, bănuiam eu că o să le cam taie avântul. Iar solului îi strigă, să vină puțin și neînarmați și voi asculta. Pe la prânz, stindardele pădurii și lacului apărură din nou din vale. Se apropia o companie de 20 de oșteni. Își lăsară săbiile și sulițele unde începea poteca îngustă și înaintară spre poartă. Cu mirare, gnomii văzură că printre ei se aflau și Bard și regele elfilor, iar în fața lor mergea un bătrân, înfășurat în mantie, cu gluga trasă pe cap, purtând în brațe un sipe din lemn legat în fier. Slavă, Thorin! Îl salută Bard. Te-ai răzgândit cumva? Nu mă răzgândesc eu cu una, cu două, răspunse Thorin. De aia ai venit, ca să-mi pui întrebări fără rost? Oaste elfilor încă n-a plecat, așa cum am cerut eu. Până atunci, degeaba veniți să vă învoiți cu mine. Să înțeleg că pentru nimic în lume n-ai da o parte din aurul tău? Pentru nimic din ce ați putea să-mi dați tu sau prietenii tăi? Ce zici atunci de piatra străveche a lui Thrain? Îl iscodi Bard și în aceeași clipă bătrânul deschise sipetul și ridică juvaierul. Lumina scăpără din mâna lui, strălucitoare și albă în ceasul dimineții. Thorin rămase mut de uimire și zăpăceală. O vreme lungă, nimeni nu scoase niciun cuvânt. În cele din urmă, Thorin sparse tăcerea, iar vocea lui era grea de mânie. Piatra aceasta a fost a tatălui meu și acum este a mea. De ce ar trebui să mă tocmesc pentru cei al meu de drept? Uimirea îl copleși, așa că adăugă. Dar cum se face că ați pus mâna pe ceva ce-i de drept al familiei mele, dacă mai e nevoie să pun o asemenea întrebare unor tâlhari? Nu suntem tâlhari, răspunse Bard. Vă vom da ce-i al vostru atunci când vom căpăta ce-i al nostru. Cum de-a ajuns la voi? Strigă Thorin tot mai furios. Eu l-am dat-o, piui Bilbo, care privea de după zid în nebunite spaimă. Tu! Tu! Răgni Thorin, repezindu-se la el și apucându-l cu mâinile de umeri. Tu, hobbit nenorocit, piticanie de spărgător! Strigă gnomul, nevenindu-i altceva în minte și scuturându-l pe bietul Bilbo ca pe un iepure. Pe barba lui Durin, aș vrea să fie Gandalf aici, blestemat să fie că te-a ales, fie ca barba să-i se usuce, iar pe tine o să te arunc de pe stânci, strigă el, ridicându-l pe Bilbo în brațe. Oprește-te, dorința ți-e îndeplinită, zise o voce. Bătrânul cu sipetul își aruncă deoparte gluga și mantia. Iată-l pe Gandalf. Aș zice că a sosit la țanc. Cât despre spărgătorul meu, rogu-te să nu-i faci niciun rău, chiar dacă nu-l ai la inimă. Pune-l jos și mai întâi ascultă ce are de zis. Păreți cu toți înțeleși, spuse Thorin, lăsându-l pe Bilbo să cadă pe cresta zidului. Nici când n-o să mai vreau să am de-a face cu vrăjitori sau prieteni. Ce-ai de zis, prăsilă de șobolani? Vai de mine, vai de mine, se văicări Bilbo. La mijloc e o mare încurcătură, n-am nicio îndoială.
Poate ți-amintești când mi-ai spus că pot să aleg a 14-a parte care mi se cuvine? Poate că am luat-o cuvânt cu cuvânt și n-ar fi trebuit. Mi s-a spus mie odată că gnomii uneori sunt mai politicoși la vorbă decât la fapt. Dar asta s-a întâmplat pe vremea când păreai să socotești că vă fusese oarecum de folos? Prăsilă de șobolan care v-a să zică, așa vă arătați recunoștințatorii pe care mi-ați promis-o tu și familia ta? Atunci socotește că mi-am ales partea, după cum am dorit eu, și cu asta am încheiat socotelile. Așa voi face, zise Thorin, negru la față, și am încheiat socotelile cu tine. Te du și fie care nici când să nu ne mai întâlnim. Apoi se răsuci și vorbi celor aflați dincolo de zid. Am fost trădat. Cineva a bănuit și n-a greșit că nu voi îndura să nu răscumpăr piatra străveche, comoara familiei mele. Pentru ea voi da a 14-a parte din comoară, în aur și argint, nepunând la socoteală nestematele. Dar aceea va fi socotită drept partea promisă acestui trădător. Asta este răsplata la plecare, iar voi n-aveți decât să împărțiți partea cum socotiți de cuvință. Nu se va alege cu mare lucru, sunt sigur de asta. Și luați-l și pe el, dacă vreți să rămână viu. Prietenia mea față de el s-a sfârșit. Coboară la prietenii tăi! Se întoarse el spre Bilbo. Altfel te-a zvârli eu jos. Și cum rămâne cu aurul și argintul? Nu se lăsă Bilbo. Vor veni și acestea mai apoi, aranjăm noi cumva, răspunse el. Coboară! Până atunci vom păstra piatra, strigă Bard. Nu prea faci figură frumoasă ca rege de sub munte, îi strigă Gandalf. Dar lucrurile mai au timp să se schimbe. Că bine zici, îi întări Thorin spusa. Atât devenise de puternică tulburarea ce o stârnea comoara asupra lui, încât se gândea dacă nu cumva, cu ajutorul lui Dain, va reuși să pună mâna din nou pe piatra străveche și să-și păstreze și partea promisă drept răsplată. Bilbo fu coborât de pe zid și plecă fără să fi primit ceva pentru toată osteneala sa, în afară de armura pe care Thorin i-o dăduse cu ceva timp în urmă. Iar printre gnomi s-au găsit și din aceia care au simțit rușine și milă în sufletele lor, văzându-l pe hobbit cum pleacă. Rămâneți cu bine, le strigă el. Poate că ne vom mai întâlni cândva, ca prieteni. Șterge-o, strigă Thorin la rândul său. Porți pe tine zale făcute de poporul meu și nu le meriți. Nu pot fi străpunse de săgeată, dar dacă nu te grăbești, îți voi străpunge picioarele alea nenorocite. Așa că șterge-o! Nu te pripi, îi zise Bard lui Thorin. Îți dăm răgaz până mâine. Vom veni la prânz să vedem dacă ai adus din comoară partea pe care ne-o vei da-o în schimbul pietrei. Și dacă totul e făcut fără înșelăciune, vom pleca, iar armia elfilor se va întoarce în pădure. Până atunci, rămâi cu bine. Și cu aceste vorbe se întoarseră în tabără. Thorin, în schimb, trimise cu ajutorul lui Roac veste lui Dain despre cele petrecute, rugându-l să vină de grabă și să fie cu ochii în patru. Trecu ziua aceea și apoi noapte. A doua zi, vântul se mută la apus, iar văzduhul se întuneca amenințător. Erau primele ceasuri ale dimineții când se auzi un strigăt din tabără. Mesagerii dădură de știre că o armie de gnomi se ivise de după pintenul răsăritean al muntelui și se apropia grăbită de ținutul de jos. Sosise Dain. Toată noaptea mărșăluise cu pas întins, astfel năvălind asupra lor mai repede decât se așteptaseră. Gnomii erau îmbrăcați în cămăși de zale lungi până la genunchi, picioarele le erau acoperite cu pantaloni dintr-o plasă de metal subțire și mlădioasă, a cărei făurire era o taină știută doar de poporul lui Dain.
Gnomii sunt teribil de vânjoși pentru cât sunt de înalți, dar cei mai mulți dintre cei veniți acum erau teribil de vânjoși, chiar și pentru neamul gnomilor. În bătălie mânuiau cu ambele mâini săpălici late, dar fiecare avea la brâu și câte o sabie cu tăiș scurt și lat și un scut rotund prins de spate. Bărbilele erau despărțite în două cozi împletite, vârâte în brâuri. Pe cap purtau căciul de fier, în picioare încălțări de fier. Chipurile le erau crâncene. Trâmbițele îi chemară la arme pe oameni și elfi deopotrivă. Nu trecu mult până ce gnomii fură văzuți, urcând cu pas întins pe firul văii. Se opriră între albia râului și pintenul răsăritean. Câțiva însă își continuară drumul, trecură râul și se apropiară de tabără. Și când ajunseră lângă ea, așezară jos armele și își ridicară mâinile în semn de pace. Bard le ieși în întâmpinare cu Bilbo alături. Suntem trimiși de Dain, fiul lui Nain, răspuns acesta la întrebarea lui Bard. Ne grăbim spre rubedenile noastre din munte, căci am aflat că străvechiul regat a renăscut. Dar cine sunteți voi ce stați în câmpie asemenea unor dușmani în fața zidurilor apărate? Desigur că acesta era felul politicos și de modă veche, potrivit împrejurării, de a zice, n-aveți ce căuta aici. Noi ne vedem de drum, așa că faceți-ne loc, ori ne vom lupta cu voi. Gândul lor era să-și croiască drum între munte și cotul râului, deoarece fâșia de pământ din acel loc nu părea prea bine păzită. De bună seamă că Bard refuză să-i lase pe gnom să se îndrepte direct spre munte. El era hotărât să aștepte până ei se vor fi adus aurul și argintul în schimbul pietrei străvechi, căci el nu credea că acest lucru se va mai întâmpla dacă fortăreața avea să primească întăriri de la o companie atât de numeroasă și de războinică. Gnomii aduceau cu ei multe provizii. Se știe că gnomii pot purta poveri foarte grele și aproape toți războinicii lui Dain, cu toate că înaintaseră atât de iute, purtau, pe lângă arme, și ranițe uriașe în spate. Astfel puteau să țină piept săptămâni întregi unui asediu și să aștepte sosirea și altor gnomi, încă și mai mulți, căci Thorin avea multe rubedenii. Unde mai pui că vor putea să redeschidă și celelalte porți și să pună strajă la ele, încât asediatorii vor fi nevoiți să dea ocol întregului munte? Pentru așa ceva nu aveau destui oameni. Și cu adevărat asta chiteau gnomii. Semn că mesagerii înaripați zburaseră de multe ori de la Thorin la Dain și înapoi. Până una alta însă, drumul era blocat, așa că, după ce au fost rostite vorbe pline de mânie, solii gnomilor se retraseră mormăind în barbă. De cum plecară aceștia, Bard își trimise proprii mesageri la poartă. Dar mesagerii nu găsirea acolo nici urmă de aur sau de altă răscumpărare. Îi întâmpinară în schimb săgeți, trase din clipa în care nimeriră în bătaia arcurilor, ceea ce i-a făcut să se retragă în grabă, înspăimântați. Între timp, tabăra fusese cuprinsă de agitație ca pentru bătălie. Gnomii lui Dain se apropiau de-a lungul marului stâng. Neghiobi, uite-i cum înaintează pe sub măgura muntelui, izbucni Bard în râs. Habar n-au ce înseamnă să lupte deasupra pământului, oricât s-ar pricepe la bătăliile din adâncuri. Printre stânci s-au pitit mulți sulițași și arcași de-ai noștri, chiar deasupra flancului lor drept. Vor fi zalele gnomilor bune, dar în curând vor fi puse la grea încercare. Să-i atacăm acum de ambele părți, înainte să apuce să-și tragă sufletul. Dar regele elfilor zise... Îndelung voi șovăi înainte să pornesc acest război pentru aur. Gnomii nu ne pot da la o parte din drum, fără voia noastră, și nu ne pot sili să facem ceea ce nu vrem. Să nădăjduim că se va întâmpla ceva ce ne va aduce împăcarea. Dar dacă până la urmă nu vom avea de ales și ne vom înfrunta, îi depășim totuși cu mult în număr. Numai că socoteala lui nu se potrivea cu a gnomilor, care știau că piatra străveche se găsea în mâinile asediatorilor, iar lucrul acesta le pârșolea inimile. Și parcă ghicind șovăiala lui Bard și a prietenilor săi, hotărâră să-i atace în timp ce încă țineau sfat.
Deodată, fără a da vreun semnal, gnomii săriră la atac. Arcurile zbârniau, săgețile șuierau, bătălia era pe cale să se încingă. Dar încă și mai neașteptat, o întunecime se întinse cu repeziciune peste întreaga fire. Cerul fu acoperit cât ai clipit de un nor negru. Adus de un vânt turbat, un tunet de iarnă se rostogoli bubuitor peste munte, cutremurându-l, iar trăsnetul îi lovi vârful. Sub acest tunet, o altă întunecime se ivi ca un vârteș cotropitor. Dar aceasta nu era adusă de vânt, ci venea de la miază noapte, asemenea unui uriaș nor de păsări, și erau atât de multe aceste zburătoare, încât nicio rază de lumină nu străbătea printre aripile lor. Opriți-vă! Strigă Gandalf, care se evica din senin, stând de unul singur, cu brațele ridicate, între gnomii ce înaintau și oștenii care îi așteptau. Opriți-vă! Le ceru el cu o voce de tunet și toiagul său scăpără ca lovit de fulger. Nenorocirea s-a bătut asupra voastră, a tuturor, vai și amar! S-au bătut mai iute decât m-am așteptat. Goblinii vă atacă! Vine Bolg de la miază noapte, Bolg pe al cărui tată l-ai ucis tu, Dain, în Moria. Priviți! Liliecii zboară deasupra oștirii sale asemenea unei mări de lăcuste, iar ei vin călare pe lupi și vargii îi urmează. Uluirea și tulburarea îi cuprinse pe toți. Nici nu-și termină Gandalf vorbele, că întunericul se adânci și mai mult. Gnomii se opriră și-și ridicare privirile spre cer. Elfii strigau care mai de care. Haideți! Le strigă Gandalf. Încă mai avem vreme să ne sfătuim. Să vină repede încoace Dain, fiul lui Nain. Și astfel începu o bătălie la care nimeni nu se așteptase. A fost numită bătălia celor cinci oștiri, o bătălie cum nu se mai văzuse alta. De o parte se aflau goblinii și lupii sălbatici, de cealaltă elfii, oamenii și gnomii. Și iată cum s-au petrecut lucrurile. De când fusese răpus marele goblin din munții cețoși, ura goblinilor față de gnom se reaprinsese, prescâmbându-se în furie. Solii fusese rătrimiși în toate orașele lor, în colonii și fortărețe, căci acum vroiau să câștige cu orice chip puterea la miază noapte. Vești primiseră pe căi tainice și în toți munții se puseseră pe făurit arme, pregătindu-se de război. Apoi porniseră la drum și se adunaseră din munți și văi, mărșăluind una într-una prin galerii sub pământene, ori la adăpostul nopții, până când în jurul și în adâncurile marelui munte Gundabad, de la miază noapte, unde se găsea orașul lor de căpetenie, s-a strâns o oștire numeroasă, pregătită să năvălească pe neașteptate asupra tărâmurilor de la miază zi, pe vreme de furtună. Apoi au prins de veste despre moartea lui Smaug și inimile le-au fost cuprinse de bucurie. Noapte după noapte au străbătut în grabă munții și astfel, într-un târziu, au ajuns din urmă armia lui Dain, ivindu-se pe nepusă masă de la miază noapte. Nici măcar corbii n-au știut de sosirea lor, decât atunci când au ieșit la lumină pe pământurile hârtopite ce despărțeau muntele singuratic de dealurile aflate dincolo de el. Cât anume știa Gandalf din toate acestea e greu de spus, dar e limpede că nu se așteptase la o asemenea năvală nebănuită. Iată planul pe care l-a pus la cale vrăjitorul în timpul sfatului ținut cu regele elfilor și Bard și cu Dain, căci seniorul gnomilor li se alăturase. Goblinii erau dușmanii tuturor și, odată cu sosirea lor, toate celelalte gâlceri fusese rădate uitării. Singura lor nădejde era să-i momească pe goblini în valea dintre brațele muntelui, iar ei să împânzească pintenii cei mari care se întindeau la miază zi și la răsărit. Manevră primejdioasă totuși, dacă goblinii veneau în număr atât de mare încât să poată cotropi întregul munte și să-i atace și din spate și de deasupra. Dar timp nu era pentru a face alt plan ori pentru a chema ajutoare. Curând, tunetul se depărtă, rostogolindu-se spre sud-est. În schimb, se apropia norul liliecilor, zburând aproape de pământ, peste umărul muntelui, dădu ocol deasupra lor, făcând să dispară orice urmă de lumină și umplându-i de groază. Spre munte! Strigă Bard.
spre munte, să ne pregătim de luptă cât mai avem vreme." Elfii își ocupară pozițiile pe pintenul de la miază zi, pe clinele mai joase și printre stâncile de la poale. Oamenii și gnomii împânziră pintenul răsăritean, dar Bard și câțiva dintre cei mai sprinteni oameni și elfi se cățărară pe umărul răsăritean ca să poată privi de acolo spre miază noapte. În scurt timp, în fața ochilor lor se întindeau pământurile de la poalele muntelui, negre de puhoiul ce se apropia cu repeziciune. Curând, avangarda înconjură vârful pintenului și dădu năvală în ținutul de jos. Erau cei mai iuți călăreți pe lup, iar strigătele și hăuliturile lor împânzeau văzducul depărtat. O mână de bărbați viteși făcură un zid în fața năvălitorilor, încercând să le țină piept dincolo de orice speranță. Și mulți dintre dușmani pieriră acolo, înainte ca aceia rămași în viață să se retragă și să fugă care încotro. După cum nădăjduise Gandalf, oastea goblinilor se bulucise în spatele avangardei înfrânte, iar acum se revărsa furioasă în vale, înaintând dezlănțuită între brațele muntelui, în căutarea dușmanului. Stindardele lor erau fără de număr, negre și roșii, iar asaltul lor mânios, în neorânduială, era asemenea unui val uriaș. Bătălia a fost cumplită, cea mai înspăimântătoare dintre toate încercările prin care trecuse Bilbo și cea pe care a urât-o cel mai tare la acea vreme, ceea ce vrea să însemne că, mult timp după aceea, avea să se mândrească peste poate cu ea și să-și amintească de ea cu cea mai mare plăcere, cu toate că rolul său a fost neînsemnat. De fapt, trebuie să spun că și-a pus inelul pe deget aproape de la început și a dispărut din fața ochilor tuturor, dar nu și din calea primejdiei. Un inel vrăjit ca acela nu te apără pe de-a întregul când ești atacat de goblini, nici nu oprește săgețile zburătoare, ursulițele sălbatice, dar te ajută să te ferești din cale și îți apără scăfârlia de a fi aleasă de un goblin spadasin anume pentru o lovitură fulgerătoare. Elfii atacară primii. Ura lor pentru goblini este rece și încrâncenată. Sulițele și săbile lor aveau în întuneric lucirea unei flăcări reci. Atât de ucigătoare era mânia mâinilor ce le țineau. După ce oastea dușmanilor se strânse ciopor în vale, elfii trimiseră împotriva ei o ploaie de săgeți și fiecare săgeată scăpăra în zbor, de ziceai că-i cuprinsă de un foc înțepător. În urma săgeților, 1000 de sulițași săriră din ascunzișuri și atacară la rândul lor. Urletele erau asursitoare. Stâncile se negriseră de sângele goblinilor. Tocmai când goblinii își reveneau de pe urma măcelului și elfii își opriseră atacul, din partea cealaltă a văii se înălță un muget gros. Strigând, "Moria!" și "Dain! Dain!" Gnomii din munții de fier se repeziră în dușman, mânuindu-și săpălicile, și alături de ei se găseau oamenii lacului cu săbile lor lungi. Groaza puse stăpânire pe goblini, se răsuciră pentru a înfrunta acest nou atac, dar elfii îi loviră înnoit în număr și mai mare. Mulți goblini o luaseră la fugă înapoi în josul râului ca să scape din capcană. Și mulți lupi de-ai lor se repezeau asupra morților și răniților, sfâșiindu-i. Victoria părea aproape când, deodată, se auzi un țipăt de sus, de pe înălțimi. Goblinii urcaseră muntele pe cealaltă parte și acum ajunseseră pe povârnișurile de deasupra porții, iar alții se revărsau la vale clai peste grămadă, fără să le pese de cei care cădeau urlând de pe stânci și în adâncul prăpăstilor, pentru a ataca de sus pintenii, pe poteci care coborau din masivul muntos, iar apărătorii erau prea puțini la număr ca să le împiedice înaintarea vreme îndelungată. Nu mai era nici măcar speranță de victorie. Apărătorii ținuseră piept doar primului atac al valului negru. Ceasurile zilei treceau. Goblinii se strânseseră din nou în vale. Și tot într-acolo se năpusiră duium vargi fioroși, iar împreună cu ei se aflau străjile lui Bolg, goblini urieșești cu iatagane de oțel. Curând, înserarea cuprinse cerul furtunos. În acest timp, liliecii se roteau cu aripile lor mari în jurul capetelor și urechilor oamenilor și elfilor, ori se agățau ca niște vampiri de cei răniți și căzuți. Bard încă se lupta să apere pintenul răsăritean, însă era nevoit să bată încet în retragere.
Încolțiți din toate părțile, seniorii elfi își apărau regele pe măgura dinspre miază zi, aproape de postul de strajă de pe dealul corbilor. Deodată se auzi un strigăt puternic și dinspre poartă răsună chemarea unei trâmbițe. Uitaseră de Thorin. Cu ajutorul unor drugi, gnomii dărâmaseră o parte din zid, care căzu cu un bubuit în lac și din peșteră ieși Val Vârtej, regele de sub munte, urmat de tovarășii săi. Glugile și mantiile dispăruseră, în locul acestora gnomii purtau armuri strălucitoare, iar din ochi le țâșneau fulgere roșii. În întunericul înserării, mărețul gnom lucea precum aurul luminat de un foc pe cale să se stingă. Din înalturi se rostogoliră stânci peste ei, împinse de goblinii aflați deasupra lor, dar gnomii nu dădură bir cu fugiții, ci săriră la picioarele cascadei și se repeziră în bătălie. Lupi și călăreți cădeau răpuși, ori o rupeau la fugă din calea lor. Thorin își izbea secura cu sete în toate părțile și nimic nu părea să-l atingă. Veniți la mine, la mine, elfi și oameni, la mine! Și voi, gnomi, poporul meu!" striga Thorin și vocea lui bubuia ca un corn în vale. În jos se repeziră bulug gnomii lui Dain ca să-l ajute pe Thorin și mulți dintre oamenii lacului coborâră și ei, căci Bard nu mai putea ține în loc. Iar din cealaltă parte veniră număr mare sulițașii elfilor. Încă o dată fură atacați goblinii în vale, iar cei căzuți fură atacați în mormane, până când ținutul de jos se negri de hoiturile lor hidoase. Vargii se risipiră care încotro și Thorin se avântă împotriva străjilor lui Bolg, dar nu-i zbuti să le spargă rândurile. În spatele lui, printre goblinii morți, zăceau mulți oameni și gnomi și mulțime de elfi frumoși, care ar fi putut să mai trăiască veseli încă multe evori în pădure. Și pe măsură ce valea se lărgea, atacul lui Thorin pierdea din forță. Erau mult prea puțini la număr, flancurile îi erau neapărate. În scurtă vreme, atacatorii se pomeniră atacați și împinși într-un cerc mare, nevoiți să se apere din toate părțile, căci de peste tot erau încolțiți de goblini și lupi, dorniși de răzbunare. Străjile lui Bolg tăbărâră asupra lor, urlând și doborându-i asemenea valurilor ce năruie stânci de nisip. Prietenii lor nu-i puteau ajuta din pricină că atacul dinspre munte se rănoise cu asupra de măsură și pe amândouă fronturile oamenii și elfii erau tot mai aproape de a fi înfrânți. La toate acestea, Bilbo privea sfâșiat de amărăciune. Se retrăsese pe dealul corbilor printre elfi, în parte pentru că acolo avea mai multe șanse de scăpare și în parte, partea aceea din firea lui care ținea de neamul Tuc, pentru că dacă s-ar fi ajuns la ceea ce era mai rău, vroia să fie aproape de regele elfilor și să-l apere. Pot să vă spun că și Gandalf se afla acolo, șezând pe pământ cufundat parcă în gânduri și, îmi vine să cred, pregătind cu vrăjile sale o ultimă lovitură înainte să se sfârșească totul. Sfârșit ce nu se arăta prea îndepărtat. Nu mai e mult până când goblinii or să cucerească poarta, își spuse Bilbo în sinea lui. Și atunci vom fi cu toții măcelăriți, ori vom fi împinși în vale și făcuți prizonieri. Zău că-ți vine să plângi, după toate prin câte am trecut. Mai bine îl lăsam pe bătrânul Smaug cu toată nenorocita aia de comoara lui, decât să pună mâna pe ea și vinele astea netrebnice, iar bietul Bombur, bătrânul, și Balin, și Fili, și Chili, și tot restul să o sfârșească atât de rău. Și Barda, și Jderea, și oamenii lacului, și elfii cei veseli, vai mie! Am auzit cântece despre multe bătălii și din ele am înțeles că înfrângerea poate fi glorioasă. Ba mie mi se pare ceva tare neplăcut, ca să nu spun dureros. Ce mi-aș dori să fiu undeva departe de aici? Vântul sfâșie norii și un asfințit roșu biciuie apusul. Zărind scăpărarea neașteptată în întunericul de până atunci, Bilbo privi în jur. Îi scăpă un strigăt. Văzuse o priveliște care îi făcuse inima să tresarte, forme întunecate, mici, dar maestuoase, desenându-se pe o strălucire îndepărtată. Vulturii! Vulturii! Strigă el. Vin vulturii!
Ochii lui Bilbo rareori se înșelau. Vulturii veneau pe suflarea vântului, șir după șir, atât de mulți încât de bună seamă se adunase tot neamul lor de la miază noapte. Vulturii! Vulturii! Strigă Bilbo țopăind și agitându-și brațele. Elfii nu-l puteau vedea pe hobbit, însă l-auzeau. Curând începură și ei să strige, până se auzi în toată valea. Multe perechi de ochi nedumeriți se ridicară spre cer, cu toate că încă nu se zărea nimic altceva decât crestele dinspre miază zi ale muntelui. Vulturii! Strigă Bilbo încă o dată, dar în acea clipă o piatră rostogolită de undeva de sus îi izbi coiful cu putere și hobitul se prăbuși cu un pocnet și nu mai știu nimic.